Ceva timp de când nu am mai postat pe acest canal, dar vreau să vă arăt ceva foarte interesant, ceva care poate ajuta țara noastră și deținătorii de Tesla din România sau viitorii deținători de Tesla din România, cum puteți vota următoarele superchargere de la Tesla. Și în România momentan sunt deschise câteva posibile viitoare locații și puteți vedea aici pe hartă unde putem vota. Eu deja am votat în București, numărul 85, puteți vedea cu albastru. Fiecare cont de Tesla va avea 5 voturi. Eu mai am 4, am votat deja în București, dar puteți vota în 5 locații strategice care sunt mai bune și care vă sunt de folos mai mult pentru voi. Ideea este că va trebui să aveți un cont de Tesla. Nu știu sigur dacă vă puteți face un cont de Tesla fără să aveți o mașină de la Tesla. Am impresia că puteți, pentru că, din câte știu, ei au deschis superchargerele și pentru mașini non-Tesla. Deci puteți, în anumite locații, cum ar fi în Elveția, puteți încărca și alte mașini electrice, chiar dacă nu sunt Tesla, doar că va trebui să faceți prin aplicația de la Tesla, deci cumva s-ar putea să fie posibil. Deci, cum votați? Acesta este site-ul. Prima dată, cel mai simplu, puteți merge pe Google și să intrați pe Google și să... Stați că vă arăt într-o secundă. Intrați pe Google și scrieți Tesla Supercharging Location Voting. Și Tesla Supercharger Location Voting puteți să scrieți. Mergeți pe primul link, îl deschideți și veți intra direct pe această pagină unde puteți vota. În dreapta puteți vedea tabela și locurile momentane. Cine este pe primul loc, puteți vedea din Coreea de Sud câte voturi au și la nivel global. Dar puteți vedea și în Europa sau în Nord America sau în Asia. Bun, deci aici sunt cele mai multe voturi. Acum, important este, de exemplu, nu este foarte important cine este pe primele locuri, pentru că oricum Tesla se va extinde și în România sau în alte țări. Este important locațiile din țara respectivă. De exemplu, dacă în România se va vota cel mai mult în Târgu Jiu, probabil următoarea locație din România va fi în Târgu Jiu. Bun, haideți să vă arăt cum se votează. Deci sunteți logați, mai am 4 voturi. Următoarea locație aș vota-o strategic undeva în Arad aici. Va fi foarte, foarte folositoare, pentru că de fiecare dată când venim în țară, de exemplu am fost de câteva ori în România și am încărcat la Seghet, după care trebuie să intri la Timișoara și după Timișoara trebuie să ieși din Timișoara să intri din nou pe autostradă. Cumva strategic mai bine ar fi fost undeva la Deva să fie un supercharger în viitor. Mi se pare că se poate și loca, și vota pentru viitoarele voturi și viitoarele poziții votate. Vă voi arăta într-o secundă, dar voi vota la Arad pentru că îl găsesc cam cel mai bine strategic. Și am votat Arad și îl vedeți cu albastru și mai am 3 voturi în acest moment. Târgu Jiu pe mine momentan nu mă ajută cu nimic, așa că voi vota la Ploiești. Și unde aș putea să mai votez? Spre Bulgaria, spre Buzău, Brăila. Nu știu de ce sunt... De ce nu există aici, în zona asta? Asta ar fi cel mai bine strategic momentan. Da, mai am 2 voturi. 2 voturi pe care... Da, cel mai probabil le voi da... Haide să dau la Târgu Jiu, de ce nu? Sau Târgu Mureș, în partea de sus, țării. Hai, de la Târgu Mureș și la Buzău. Gata.
S-au terminat voturile mele. De tot. Ok, acum zice că nu mai am niciun vot, să mă întorc la următorul ciclu de votare. Ce înseamnă ciclu de votare? Puteți vedea acum în Europa locurile. Deci pe primul loc este Grecia, Croația, Iașu pe locul 3, foarte interesant. Pentru că avea destul de multe voturi, nu am mai votat în Iași. Dar, vedeți, mai este și Târgu Mureș, și Aradu, și Ploiești, pe locul 14. Buzău pe 18. Oricum, cu cât mai multe voturi în România, cu atât mai bine. Mai e și Bucureștiul, destul de jos. Cu cât mai multe voturi pentru țara noastră, cu atât mai bine. Cu atât Tesla se va extinde mai mult, cu atât vom putea încărca în mai multe locuri mașinile de la Tesla și mașinile electrice în general. Acum, haideți să mergem pe altă pagină, unde vă explică cumva cum funcționează. Și aici puteți vedea că există un ciclu, la fiecare 3 luni putem vota și putem vota 5 locații și pe ei vor ajuta aceste voturi să decidă unde vor instala următoarele supercharge-le. Puteți vedea că la ultimul semestru a câștigat Oman în Muscat, a avut 7236 de voturi și aici spune că probabil asta va fi una din următoarele locații, dar nu trebuie neapărat să fie pe primul loc ca să fie instalate. După care ne spune aici că avem 5 voturi, după ce votăm de 5 ori, mai este al doilea pas unde putem sugera următoarele locații pentru următorul ciclu de voturi. Și aici putem să intrăm pe Suggesting New Location și aici putem sugera următoarele locații. Pentru a sugera o nouă locație, alegeți prima dată There are no charging in the area or, sau ce vreți să alegeți. După care adăugați adresa aici, mergeți pe hartă din nou și va trebui să căutați o adresă undeva mai centrală, să spun așa, pentru că multe adrese nu le recunoaște. După care puteți copia adresa, mergeți la o copiați și puteți alege jos, pentru că ei vă dă o sugestie. Puteți apăsa această sugestie și în momentul în care apăsați sugestia, harta Tesla deja știe cumva locația și tot ce trebuie să faceți este să trimiteți. Aici ei scriu că vor fi revizuite toate sugestiile și vor fi incluse probabil în următoarele 3 luni pe hartă ca sugestie pentru a fi votat. După care trimiteți submit și veți vedea thank you aici și că propunerea a fost trimisă. Deci atât de simplu este să trimiteți următoarele propuneri pentru locațiile care vor apărea în genul acesta pe hartă. Deci în momentul acesta nu există nicio locație în zona Deva unde am trimis eu. Și sunt binevenite, probabil și în Sebeș ar trebui, mă gândesc undeva pe tot acest traseu vor trebui locații, bineînțeles în zona Iașului, probabil la Bacău și spre Cluj, în partea de sus a țării și chiar spre Constanța ar trebui adăugate câteva și chiar în Craiova, de ce nu? Craiova, Târgu Jiu, cumva strategice pentru România. Cam asta a fost filmul, sper că ați învățat ceva nou astăzi, ceva util. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați un like, subscribe și voi veni în viitor și cu un film în care voi explica cum putem încărca și alte mașini electrice la superchargerele Tesla decât Tesla. Bun, asta a fost tot. Ne vedem în următorul film. La revedere!